Orice vot acordat unor partide pretinse de dreapta înseamnă de fapt un vot acordat PSD și prin asta susținerea nenorocirii județului Mehedinți și a municipiilor și orașelor din acest județ. Rămânerea acestora în topurile rușinii naționale din punct de vedere al locurilor de muncă, al investițiilor, al nivelului de trai și al atractivității pentru piața de capital investițională. Viceprimarul municipiului Turnu Severin, Daniel Cârjean, candidatul PNL pentru primăria Turnu Severin, trage un semnal de alarmă. Acesta nu-și explică cum se face ca unii candidați la primărie de-abia acum în precampanie electorală vor să se întâlnească cu cetățenii și vor să le știe problemele și nevoile, când aceste aspecte țin de bunul simț și totodată de puterea omului care dorește propășirea unei localități și a locuitorilor în toată perioada unui mandat. Herupismul cu aflarea problemelor de-abia acum în această perioadă, în opinia lui Cârjean, nu face altceva decât să dovedească amatorismul celor care încearcă marea cu degetul. Am observat zilele trecute cum unii dintre candidații la primărie acum descoperă cu surprindere, cu stupoare, problemele Severinului. Dacă unii care nu sunt din Severin, nu sunt din Mehedinți, e de înțeles atitudinea lor, că nu cunosc problemele Severinului, am văzut că sunt unii candidați care au avut funcții publice timp de ani de zile în drobeta Turnul Severin și abia acum descoperă, primându-se prin oraș, problemele Severinului. Asta arată seriozitatea lor față de electorat, sau mai degrabă lipsa de seriozitate care se adresează electoratului. Problemele severinenilor trebuiau să fie cunoscute de către candidații la primărie și acesta trebuia să fie momentul în care să vină cu soluții pentru rezolvarea acestor probleme. Eu, știți foarte bine, în conferințele de presă, de câteva luni de zile prezint soluții la toate problemele care sunt deja cunoscute de către noi, de către Partidul Național Liberal și de către mine ca și candidat al Partidului Național Liberal. Și în drobeta Turnul Severin, așa cum se întâmplă și la nivel național, precum știți foarte bine, s-a polarizat foarte mult votul între blocul de stânga, reprezentat de Partidul Social Democrat, și blocul de dreapta, reprezentat de Partidul Național Liberal. Și de aceea vreau să fac un apel public către toți votanții de dreapta din drobeta Turnul Severin, dar și din județul Mehedinți, să înțeleagă că orice vot irosit pe un partid pretins de dreapta mic, înseamnă implicit un vot acordat Partidului Social Democrat. Trebuie să înțeleagă toți cei care sunt împotriva Partidului Social Democrat, ca mod de a face politică, care sunt împotriva Partidului Social Democrat, care în județul Mehedinți și în drobeta Turnul Severin au distrus aceste orașul și județul, trebuie să înțeleagă că votul trebuie să meargă către Partidul Național Liberal, care este singurul reprezentant autentic al dreptei românești.